În școala Comunitară Sanitară Carol Davila. Astăzi sunt aici în fața dumneavoastră în calitate de responsabil al Comisiei de Monitorizare și Inserție Absolvenților pe Piața Muncii. Tocmai de aceea ne-am gândit să vă aducem în fața dumneavoastră câteva oameni de referință în domeniul medical și avem aici reprezentanții clinicii Medicover, o să le prezint imediat. Nu înainte de a vă spune că mă bucur enorm să ne vedem așa în format ăsta fizic și nu online. Online, mulți dintre voi v-ați obișnuit deja cu întâlnirile online, dar iată că se aproape 2 ani de la începutul pandemiei în România, cu martie, este această lună a startului, ceea ce privește pandemia și iată că am reușit și reușim să facem această întâlnire posibilă fizic. Vă mulțumesc pentru participare încă o dată și de asemenea vreau să-i mulțumesc și doamnei director Aurelia Șova că susține și încurajează o astfel de participare pentru aceste activități care sunt menite să sprijine procesul dumneavoastră educațional dincolo de educația formală pe care dumneavoastră o faceți conform unui program. Iată și aceste întâlniri non-formale vin și ajută la un mai bun traseu profesional. Și asta o să ne explice după doamna Vodislav ce înseamnă și cât de important este ce sprijină clinicile medicale. Așa că, dar doamna director, dacă aveți câteva cuvinte să le adresați elevilor noștri. Mulțumesc, Sorina, mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment și ție și colegelor care te-au ajutat. Le mulțumesc copiilor, așa le zic, tot copii sunt, da? Deși unii sunt mai mari. Vă mulțumesc pentru participare. Ați ales foarte bine că ați venit astăzi aici. Va fi activitatea, are și un atelier în care voi veți lucra efectiv. O să vă dea doamna Negrei o temă. Da. De la Medicover, o să vă asiste și o să vă ajute și o să vă îndrume și asta va fi foarte bine pentru că așa, să zic eu, căpătați un pic de experiență. Le mulțumesc doamnelor că au acceptat să ne susțină în organizarea acestui eveniment. Este foarte important ca partenerii noștri să vină și să vă prezinte un plan de carieră, o oportunitate de carieră medicală, o carieră de succes. La Medicover sunt posturi, da, multe, așa că nu o să vă pară rău. Și de pe acum vă doresc mult, mult succes. Să faceți cea mai bună alegere și cred că puteți să o faceți chiar de acum din timpul școlii. Doamna are o surpriză pentru voi. Vă mulțumim! Mulțumesc eu! Vă mulțumim și noi, doamna director. Așadar, nu-mi rămâne decât să-i dau cuvântul doamnei Madalena Vodislav, care este specialist în resurse umane, corectați-mă dacă titulatura este un pic englezească, dar ideea asta este specialist în resurse umane în cadrul clinicilor Medicover. Și cum n-a venit cu mâna goală, a venit cu o colegă din resurse umane. Da? Și le pot prezenta și eu. Cel mai bine. Mă bucur că sunt aici, mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Marilena Vodislav, sunt specialist în resurse umane, că asta este cel mai simplu. Sunt aici împreună cu colega mea, Irina Simionescu, care e managerul echipei de recrutare. Practic, orice absolvent sau orice elev din Carol Davila trece printr-o etapă, printr-un proces de interviu și acesta va avea cu Irina Simionescu și cu colegele din echipa de recrutare. Și alături de mine este și Adriana Panait. Ea este, de fapt, o parte din surpriza zilei de astăzi. Adriana Panait este deputy manager în Clinica Victoria, este absolvent Carol Davila, acum 17 ani, iar acum coordonează una din cele mai mari echipe din Medicover. Așa că orice elev din Carol Davila poate să aibă o accesiune ca Adrianei.
Acum, despre Medicover, poate o parte din voi știți, noi suntem un grup multinațional prezent în România de mai bine de 25 de ani. În București avem în momentul de față un spital multidisciplinar în Pechea, poate ați făcut practică acolo, dacă nu vă invităm cu drag, și 8 clinici medicale. Avem peste 600 de asistente medicale. O parte din asistentele medicale s-au angajat în Medicover, începând cu poziții non-medicale. Operatori introducere date. În același timp poate să fie recepție, responsabil în biroul de internat. Orice angajat în nou Medicover se familiarizează cu tot ce înseamnă proceduri, rigori. După 9 luni de zile, poate aplica la o altă poziție în Medicover. Poate să fie în zona medicală, dacă a absolvit deja cursurile unei școli de asistente medicale, sau poate pe o altă poziție non-medicală, de coordonare. Orice poziție internă în Medicover, mai întâi, se postează intern pe o platformă noastră, astfel încât orice angajat să poată aplica. O parte din voi poate ați fost în Medicover. Ne organizăm de ani de zile împreună cu Carol Tarila practica în perioadele voastre semestriale, astfel încât să vă puteți familiariza cu tot ce înseamnă rigori medicale. Astăzi mi-aș fi dorit să vin aici împreună cu o altă colegă, care e asistentă medicală în Medicover de 6 luni de zile. Absolventă Carol Davila, dar din păcate n-a putut să vină. Întrebându-o ieri cum au fost cele 6 luni în Medicover, ea mi-a spus, am învățat tot ce înseamnă parte de recoltare, știu să fac proceduri medicale, lucrez cu medici de tot. Am acces la aparatură medicală și în același timp, și foarte important, lucrez cu o echipă care m-a sprijinit în asociațiunea mea în cele 6 luni de zile. Acum o las pe Adriana, care vă poate spune cum în 17 ani de la absolvirea școlii Carol Davila, ea acum coordonează o echipă de peste 40 de asistenți medicali. Mulțumesc! Am ceva emoții, așa cum spuneați. Ce să zic, nu a fost ușor. Este un drum pe care dacă fiecare dintre voi face din suflet, poate să urce mai sus. Din punctul meu de vedere, ca și asistent medical, în primul rând trebuie să simți. Simți că ai tragere pentru ceva. Trebuie să simți că vrei să lucrezi cu omul. Trebuie să simți că trebuie să dai tot ce ai mai bun pentru că acel pacient se simtă și sănătos la sfârșitul interacțiunii cu tine. Să fie, cum să vă spun, cald cu voi. Să fie, pentru că nu toți sunt cald, nu toți sunt ușor de gestionat. Trebuie să fie interacțiunea între voi și pacient, să simți așa din momentul vostru, că îi dorește ceva și la sfârșit este așa ca un soare. Asta trebuie să fie sentimentul meu când am lucrat cu omul la pacient, la pat, cu copilul, cu adultul mare sau destama noastră. Întotdeauna am avut sentimentul de împlinire. Pentru că asta mi-am dorit de la început. Este foarte greu dacă nu ești implicat. Dacă nu găsești motivație. Dacă nu mai e o echipă bună, lângă tine. Dacă nu mai am ca să te susțină. Eu am avut lucrurile astea și astăzi sunt așa aici pentru că am muncit. Am muncit foarte mult. Ce pot să vă spun este că la început eu am lucrat doar în privat. Nu am lucrat la stat. Nu mi-am dorit să lucrez la stat. De ce? Am considerat că pacientul este mai important în sistemul, nu neapărat privat, dar în sistemul de a da tot ce e mai bun și am primit decât mulțumit și nimic altceva. Pentru mine asta a fost target. A fost foarte important și nu am dorit niciodată să fiu, știți foarte bine cum este în stat. Și nu mi-am dorit lucrul ăsta. Am dorit ca pacientul să fie mulțumit de mine, ca om și ca tot ce pot eu să dau de la mine putere. Nimic mai mult. Și pentru chestiunea asta am ales privatul, am ales să încep să mă motivez, să mă automotivez. Așa cum am spus, a fost ușor. Am pornit de la prima oară când am început să lucrez ca asistent medical, nu știam să fac nimic. Am intrat în clinică,
și prima oară am strâns hârtile de pe paturi. Asta am făcut. După aceea, încet, încet, am început să înțep oameni, să recoltez. Să lucrez cu copiii a fost foarte frumos. Să lucrez cu adultul a fost și mai frumos. Totdeauna am găsit ceva inspirațional de la mine pentru oameni din jurul meu. Și m-am bucurat foarte tare pentru că la sfârșitul zilei plecam acasă fericită. Deși nu erau zile ușoare. Cred că ați văzut și voi acum, nu știu unde faceți practică. Cred că ați văzut că oamenii sunt dificili unii dintre ei, unii sunt mai ușor de gestionat, dar în același timp, cred că vedeți în ochii lor fericirea când au ceva, când se simt bine, când vor să vă mulțumească, când omul pleacă cu sentimentul de mulțumire sau mai mult decât mulțumire. Este foarte important, este foarte, foarte important să vă răspunzi meseria asta din suflet. Din suflet, pentru că altfel nu o să reușiți. La noi, Medicover, avem colegi care au început de la recepție, au început de la operare fisic, de la registratură. Pur și simplu, au fost colegi care au văzut la noi cum ne comportăm cu pacienții, ceea ce facem în clinică, cum sunt toate procedurile noastre, cum ne organizăm ca și echipă, cum colaborăm unul cu ceilalți. Și atunci, multe dintre ele, sau să zic 99%, acel 1% este un procent foarte mic, au rămas la noi și în ziua de astăzi lucrează. Au avut posibilitatea de a alege asistent medical ca și meserie, pot să meargă în spitalul nostru și o parte dintre ele au mers în spital. Avem proiectul cel mai mare, mare știe acum să v-aș povesti, avem un proiect foarte mare cu un spital nou, atunci o parte dintre ele probabil vor migra către spitalul respectiv. Dar totuși rămân la noi în companie și asta este foarte important. Eu consider că dacă dorești să faci meseria asta și găsești locul potrivit, cu siguranță nu are cum să nu fie ceea ce este potrivit pentru voi ca și om, ca și asistent medical, doar că trebuie să puneți foarte mult suflet și să munciți. Că dacă nu munciți și nu puneți suflet în ceea ce faceți, nu o să aveți succes la final. Am foarte mari emoții, n-am vorbit în fața așa multor oameni niciodată și am emoții și pentru că am terminat acum 17 ani aici. Și am așa un sentiment... Emoții pozitive. Da, emoții pozitive, de fapt. Da. Sunt convinsă că mulți dintre ei, când se uită la dumneavoastră, se gândesc, așa vreau să ajung și eu. M-aș bucura, chiar dacă nu ajungeți la un post de conducere, dacă faceți meseria asta și ați ales sus, o faceți din suflet, pentru că este atât de important și pentru voi și pentru pacientul din fața voastră sau gândeți. Cu care interacționați. Este foarte important ca omul să simte căldura voastră și voi să aveți la finalul zilei să plecați acasă, nu încurcați cu negativ, doar cu pozitiv. Asta este ce am simțit întotdeauna și așa cum am zis, nu a fost ușor. Și nu este nici acum ușor, pentru că oamenii sunt diferiți, echipele sunt diferite, o parte dintre colegii sunt mai ușor de gestionat, o parte mai puțin. Trebuie întotdeauna să ai echipa foarte bine unită, să știi cum să spui oamenii unde trebuie să-i pui, trebuie să știi cum să colaborezi cu ei ca să-și facă treaba, trebuie să vezi din partea lor motivație și nu este întotdeauna ușor. Dar v-am spus, dacă pornește din suflet, lucrurile se schimbă. N-are cum să nu fie bine la sfârșit. Nu știu, dacă vreți să mă întrebați ceva, cu drag vă răspund. Acum, nu știu ce aș să mai spun din punctul meu de vedere, pentru că colegele mele pot să mă... Da, și cât de este important să vedeți ce întrebăreau ei. Așa, după 17 ani, cum cred ei ar trebui să fie profesia lor. Și cred că ar putea să ne spună fiecare, sau cum preferați. Cum vă vedeți peste 17 ani? Vă vedeți? Suntem la speranță. Eu am și pe mama în acest domeniu și ea m-a îndrumat foarte mult și nu văd lucrurile în spitalul acestui domeniu. Foarte frumos. Te supun că de asta v-ați ales profesia aceasta. Ce v-ați mai dorit să faceți peste 17 ani? Știți că nu e întrebare ca la interviu, unde vedeți peste 3, dar suntem așa, deschis. Unul potrivit la lucru potrivit. Mai bine. Așa este. Este un loc pentru fiecare. Unde faceți practica? Unde v-ați
practică de grabă? Eu. Ultima dată. Unde am mai făcut? La Wesley. La Penny? Nu, la Wesley. La Wesley. Ok. Și cum a fost? Personal am rămas cu o impresie foarte bună. Pentru că a fost și colectiv de aceeași, de așa natură, încât am reușit să-mi văd, mi-au explicat, au avut răbdare cu mine. Chiar am rămas cu o impresie bună și mă gândesc pe viitor să vin la Medicover. Eu te vezi peste 17 ani în Medicover? Eu nu știu exact, dar mi-ar plăcea să lucrez. Și la început, chiar m-ar interesa. Foarte frumos. Ce v-ați dorit să faceți voi imediat? Să vină perioada următoare. După terminarea studiilor? După terminare sau până la terminarea studiilor? Personal, eu îmi doresc să lucrez la mult și să lucrez în sistemul medical. Într-adevăr, aștepta mai mult și către sistemul medical de stat. Mi-aș dori ca și acesta să evolueze în cei 17 ani mult mai rapid către cel privat. Sunt convinsă că și în cel de stat vom găsi aceeași evoluție, căldură și modul de lucru pe care îl vedem în spitalele private, dar cu siguranță mă văd și sunt convinsă că va fi o evoluție bună în privința aceasta și mă văd lucrând indiferent de care mediu decid să lucrez. Mi-aș dori să lucrez mai mult cu copiii. Consider că sunt cei mai grei pacienți. Da. Că colegele mele spun din pediatrie că de fapt dificultatea provine că nu ai doar un pacient, nu ai doar copilul, ci ai și părintele. Da. Și totodată consider că este o lume minunată, acea lume a lor. Și ca adult te poți transpune mai ușor în gândirea lor, în jocul lor și poți să-i determini mai bine să accepte un tratament, să vadă că nu sunt chinuiți și din contră că îi poți ajuta. Mulțumim. Alte impresii? Dacă vreți să ne mai întrebați lucruri, da. Dar eu aș vrea să vă povestesc la foarte, foarte pe scurt despre procesul nostru de recrutare. Pentru că, așa cum zicea și Mari, suntem acolo primele când stabilim discuțiile cu voi. Sunt două etape. Una este cu noi, odată echipa de fașer, al doilea interviu este cu coordonatorul fiecărei clinici în parte. Ca și tipsuri de interviu, v-aș recomanda să revizuiți un pic CV-urile, să vă uitați un pic pe ele, să puneți accent pe stagiul de practică pe care le efectuați în toată perioada asta. Noi cred că cel mai mult ne uităm, atunci când citim CV-urile, ne uităm la detaliile pe care voi le oferiți despre stagiul de practică. Atunci când vizualizăm CV-urile de debutanți, e clar că nu ne uităm la nivel de experiență. Dar ne ajută foarte mult să ne detaliați cu ce proceduri sunteți mai familiarizați, ce ați făcut, unde ați făcut practica. Și în felul ăsta putem foarte ușor să ne dăm seama și să vă putem redirecționa pe clinici, da? Pe spital, într-adevăr, profilele sunt complexe și acolo ne uităm foarte mult la partea de expertiză medicală, da, și experiență, însă pe clinici suntem în căutare de debutanți și recrutăm și în momentul de față debutanți pentru anumite clinici. Da? Avem Bridge-ul, avem Pipera, care iarăși are o echipă foarte bine pregătită de asistenți seniori, ce oferă zona asta de training constant și monitorizare constantă activității. Deci cred că asta ar fi un aspect extrem de important, să revizuiți CV-ul, chiar și cele de pe platformele sociale, BestJobs, eJobs, dacă aveți conturi acolo. Da? Și să adăugați informații ce ne-ar ajuta să putem face triangul ăsta mai ușor și să vedem unde v-ați potrivit și pe ce clinici v-ați potrivit voi mai bine.
Nu știu, dacă aveți întrebări, ne-ar ajuta mult să ne spuneți, să ne întrebați acum, pentru că, na, cred că ar fi de folos și de partea și de alta. Mai multe lucruri, poate este unul standard sau poate este și un program, poate și un program flexibil. Programul de lucru este standard, pentru că se lucrează pe schimburi. Sunt două schimburi, sunt două ture, dimineața și după amiază. În cele mai multe clinici avem 7 și jumătate, 3 și jumătate și 12 8 seara, da? Pentru că la 8 se închide programul clinicii. De unde vă mișa cel mai mult? Da. E un spital clinic, poate să fie program doctore, fie program în de 12-24, 12-24. Da. În viitoare este medical. Da. Dar până finalizați cursurile, puteți să participați la interviurile noastre pentru poziții non-medicale. Cele pe care le-a menționat și colega mea, Luliana. Operatorii de typing, da, cei care intră cu medicii în cabinet pentru a redacta rezultatele investigațiilor, da? Și zona de recepție, foarte mult. Da. Vă ajută mult să vă familiarizați cu softul nostru, care este strict medical, cu tot ce înseamnă proceduri, rigori. Te învață cum să relaționezi cu pacienții, cum să relaționezi cu cadrele medicale. Adică sunt câteva etape deja câștigate pentru cineva care începe să lucreze înainte de finalizarea studiilor. Suntem aici deschise pentru întrebările voastre. Eu nu am întrebare, dar îmi place foarte mult ideea că orice asistent medical poate face shift-ul la o altă secție, pentru că noi ca și asistenți educanți nu știm exact pe ce secție ne-am putut primi acolo și atunci în toată călătoria asta prin cabinete și cu o echipă diferită de la înțepat până la recoltat și alte intervenții. Cred că e foarte frumos din partea voastră că aveți flexibilitate, da. Adică îi oferiți o viziune omului care vine acolo, îl ajutați, îl direcționați acolo unde are calitățile de care ceilalți au nevoie, nu? Da, dacă printre lume sunt elevi care nu sunt de antrenină, încă aveți timp să faceți practică și în clinici, în spital, astfel încât să vă familiarizați și să știți pe ce secție v-ați dorit să lucrați în continuare. Chiar astăzi îmi spuneau colegele mele că sunt elevi din sala de adrenal care s-au dus direct și au zis că anul trecut am făcut practică în spital pe chirurgie, dar mi-aș dori acum să mă duc în maternitate. Ai timp deja să-ți faci o idee până finalice, astfel încât să știi care se drum. Ca și traseu profesional, eu v-aș recomanda sincer să începeți în zona de policlinici, pentru că acolo se învață foarte mult ce există pe partea de proceduri, da, recoltările și SAG-uri, fiziotest, audiotest, tot ce se face în proclinică. Învățați foarte mult acolo, după care va fi mult mai ușor apoi să vă transferați, da, pe secții de spital, unde lucrurile devin cel și mai complexe. Și eu așa aș vedea ca și traseu, ca și orientare și în discuțiile, în interviurile cu asistenții de mutanții, insistăm pe partea asta, sunt foarte mulți interesați de zona de spital, într-adevăr. Însă, ca și recomandare, da, din partea noastră, este să puteți intra un pic în mediu și în tot ce înseamnă cultura medicală, da, politici, proceduri și tot ce înseamnă partea de bucătărie internă, învățați, da, 6 luni, 7 luni, 8 luni, după care foarte repede puteți trece pe secțiile de spital. Da, poate fi ambulator, poate fi chirurgie, maternitate, plus că până că anul acesta nu avem un plan îndrăzneț, și anume deschiderea unui spital la sfârșitul acestui an, un spital axat pe tot ce înseamnă specializări chirurgicale.
astfel încât vom avea noi pozitiv acasă la care așteptăm pe toată lumea. De adevărat, ca un plan, e mai ușor să începi pe o poziție de ambulator sau clinic sau în clinic, unde te familiarizezi cu tot ce înseamnă proceduri medicale, astfel încât să fie un pas firesc transferul în spital. Dar asta nu înseamnă că nu putem începe direct în spital. Depinde, practic, de ce ați învățat și care sunt noțiunile de bază pe care le-ați acumulat în acești 3 ani. E bine să, da, să profitați de perioada următoare și să învățați partea aceasta teoretică, că știm cu toții că în momentul în care încep să lucrezi, noțiunile acestea practice le-ați mai învățat din practică, dar teoria e baza și ulterior destul să învață. Eu, de exemplu, la unul în clinică, la Victoria, la sistem medical debutant, încep cu recoltare. Toate te bazele se observă cum se întâmplă lucrurile și apoi încet încet, nu-l băgăm în cel mai mare de pacienți, pentru că nu ne speriem și nu vrem să-i creăm frustrare nici lui, nici pacientului. Atunci când se diminuează fluxul, începe să recolteze mai ușor, mai cu suport, îi dăm încredere în el și atunci evoluează spre mine, cu siguranță. După recoltare, încep să fac și alte tipuri de proceduri, EKG-uri, poate să intre și la gastroenterologie, noi avem, facem proceduri și atunci aici este un pic mai dificil, trebuie să știi să prinzi o penă, o linie venoasă, trebuie să fie acolo dacă medicul are nevoie și e mai dificil. Dar, poate să intre să asiste, să facă despre ce este vorba, dacă consideră că este ok pentru el, merge mai departe și învață, dacă consideră că nu se potrivește pentru acel tip de proceduri, atunci mergem în altă. La ginecologie, de exemplu, pe partea de ORL, cardiologie, sunt mai multe posibilități. Doar că trebuie să vedem exact cum se potrivește cel mai bine și cum se gătește și el. La fel de să ne creăm frustrare, în primul rând, să vină până la muncă și să formăm o echipă frumoasă. Cam așa ne organizăm noi. Iar acolo, dacă dorește mai departe să mai dorește spital, este simplu. Căutăm o poziție către spital, dormim cu el la spital și facem trecere. Interesant. Perspective sunt. Perspective sunt. Așa este. Depinde foarte mult de voi, până la urmă. Depinde de cât de mult vă doriți să lucrați și în sistemul sanitar. Mă gândesc că dacă sunt aici, asta să vrea să facă, nu? Da, mă gândesc. Cât de implicat vrei să fii, cu siguranță vei culege lucruri frumoase la final. Întrebări?